O primăvară din acest sezon a căzut în principalele zone montane din județul Hunedoara. Stratul de zăpadă este cuprins între 3 și 10 cm la peste 1200 de metri altitudine. Sunetul zăpezii scârțâind sub bocanci deja ne îmbie să ne scoatem din dulapuri hainele de schi și să petrecem câteva zile măcar la munte. S-a depus un strat subțire de zăpadă în toate zonele montane. Turiștii care urcă la munte trebuie să fie atenți însă, mai ales dacă doresc să facă scurte drumeții. Potecele sunt acoperite cu zăpadă și gheață pentru că pe timpul nopții temperaturile sunt negative. Ninsori se anunță și în următoarele zile, a declarat șeful Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean. Potrivit salvamontiștilor, în zona stațiunii Râușor, din masivul retezat, stratul de zăpadă proaspăt așternut măsoară între 3 și 4 cm, iar în Parâng acesta ajunge și la 10 cm, la o altitudine de peste 1800 de metri. În stațiunea Straja, din masivul Vâlcan, zăpada măsoară circa 3 cm, iar administratorii pârtiilor au pornit deja tunurile de zăpadă artificială. Salvamontiștii efectuează servicii de permanență în bazele de la Râușor, Alunii Negri, Parâng și Straja pentru a putea interveni rapid în cazul în care turiștii au nevoie de ajutor. Turiștii trebuie să se echipeze corespunzător dacă doresc să plece în drumeții pe potecile ninse ale munților pentru a evita accidentări.